Să știți că nu întotdeauna în țara noastră s-a putut sărbători nașterea Mântuitorului așa cum se întâmplă în zilele acestea. Dați-mi voie să vă spun o zi de Crăciun din viața mea. Era, cred eu, prin anul 1985. Eram cu un grup foarte mare de vreo 70-80 de tineri care cântam colinde în seara de Crăciun și făceam lucrul acesta fără ca autoritățile să ne permită. Era o atmosferă întunecată din toate punctele de vedere. Îmi amintesc emoția pe care o trăiam când ajungeam între blocuri. Era noapte târziu, luminile stinse, și apoi începeam noi colindele. Era așa fascinant să vedem cum încep să se aprindă luminile la apartamente. La început oamenii ezitau după care ieșeau pe balcon și în întunericul acela spiritual și în dictatura aceea comunistă, deodată izbucneau oamenii aplaudând pentru că ceea ce ei auzeau era ceva foarte neobișnuit. Eram în țiglina 2, cântam între blocuri și la un moment dat au venit doi subofițeri. S-au apropiat de grupul acela mare și-a luat pe doi dintre noi și-a spus cine sunteți, ce faceți, haideți cu mine la poliție. Mă rog, eu m-am gândit că nu-i bine să-i las singur și m-am dus cu ei. I-am însoțit și-am ajuns la sediul poliției de pe Brăile, aici, ne-au băgat într-un beci acolo și ne-au dat o foaie de hârtie și ne-au spus scrieți numele la toți cei care ați colindat. A, colegii mei de celulă, dacă pot să spun așa, să mă dau și eu mare, că am fost în celule câteva clipe. A zice, păi hai să începem lista. Eu m-am revoltat și am zis, cum să începem lista? Păi da, dar ăștia ne-au spus că nu ieșim de aici. Bun, și dacă nu ieșim de aici, noi ne apucăm și îi dăm în gât pe toți? Păi zic, fac eu lista. Și am zis așa, ok, primul, am trecut pe mine, doi, am trecut pe cel din dreapta mea, trei, pe cel din stânga, patru, am trecut pe unul căruia îi spunea toată lumea într-un fel, dar numele lui era altfel dacă nu completați lista, toată noaptea stați aici. Atât e tot ce putem completa. Ok. În cele din urmă, ne-au dat drumul acasă cu condiția ca a doua zi, a doua zi era Crăciunul, 25 decembrie, să ne prezentăm la comandantul poliției undeva pe Carnabel. Ne-am dus noi trei cu minți acolo, au venit uh, subofițerii respectivi să ne conducă la comandantul poliției. Dar ce s-a întâmplat? Colegii noștri au continuat colindele, printre blocuri. Și printre cei colindați a fost și secretara comandantului. Și până noi să ajungem, ea știa că urmează să vină trei infractori, <laughs> da. ea i-a spus comandantului, domnule, să nu le faceți nimic. Au cântat excepțional tinereștea. Da, imaginați-vă, am, am intrat acolo în birou mare, sau cel puțin asta este imaginea mea, acum și ne-a luat comandantul. Tu cine ești? Păi am zis, eu sunt student. Student și umbli cu prostii din astea prin oraș? Tu cine ești? L-a întrebat pe al doilea și pe al treilea. Și la un moment dat omul ne-a spus, măi oameni buni, voi chiar nu vreți să aveți viață liniștită? Dacă totuși vreți să cântați, cântați mă acolo la voi, dar nu vă apucați să cântați, să audă toată lumea colindele voastre. Că și eu când vreau să mă duc la o mănăstire, mă duc prin Dobrogea, mă ascund pe acolo să nu mă vadă nimeni. Și tu ce vrei să faci? Să nu termin facultatea? Am zice mie. Intră ofițerul, sub ofițerul în birou, zice, tovarășul comandant, trebuie să luați măsuri pentru că tovarășul colonel X, nu o să-i dau numele de la securitate, așteaptă raportul dumneavoastră. Mă rog, ne-au trimis într-un alt birou, ne-au dat din nou foi de hârtie la fiecare, și ne dictau un suboficer ce să scriem. Eu am rezistat un timp, dar după aia m-am enervat. Și am spus, ăsta să-mi dicteze mie ce să scriu. Am fost un grup de tineri de la Biserica Pentecostală, număr de. cum, să scriu numărul. Am, zis, am fost câțiva tineri. Și la un moment dat am scris propriul meu proces verbal. Am zis, asta e treaba. De ce să trebuiască să dau eu date? pe care cineva să le folosească mai târziu. Ne-am luat câte o amendă și ne-am întors acasă și am celebrat cu toți tinerii că în ziua de Crăciun am fost amendați pentru că am cântat colinde. Înțelegeți diferența sau ceva din diferența de atunci și de acum? Eu nu sunt iubitor de comunism, așa vă declar ca să știe toată lumea să aibă niciunul, nici o îndoială despre mine. Cred că a fost cea mai întunecată perioadă din istoria noastră eu cred în libertate, cred că omul are identitate dată de Dumnezeu și trebuie să-și o exprime fără ca dictatorii lumea acesteia să ne spună ce să facem. Ăsta este crezul meu și îl exprim oricând, oriunde și oricând. Dragii mei, suntem la sărbătoarea aceasta frumoasă a nașterii Mântuitorului nostru. Pentru cei mai mulți, perioada aceasta este una foarte deosebită. Creștinii, de fapt, celebrează că Dumnezeu, în dragostea sa pentru noi, l-a trimis pe Fiul Său, Iisus Hristos, Cel care, de fapt, este din veșnicie, în veșnicie, l-a trimis în lumea noastră, blestemată și dominată de păcat, pentru ca mai târziu să moară în locul nostru, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Timpul acesta este unul foarte special pentru familiile care se adună în jurul mesei de obicei delicioase și bogate, da? Este vremea pentru brazi împodobiți cu betală, cu lumini și colinde. Este o perioadă în care se dau și se primesc colinde, cadouri. Un timp în care ne oprim din iureșul vieții pentru a reflecta de data aceasta împreună Asupra semnificației acestei sărbători. Este, dacă vreți, o vreme a mulțumirii, a aprecierii pentru oamenii speciali și dragi din viața noastră. Pentru alții, în schimb, Crăciunul este un timp al singurătății și al durerii, deoarece se confruntă, poate, cu durerea pierderii celor dragi și este. Primul Crăciun pe care îl fac singuri, fără partenerul lor. Pentru alții, Crăciunul este dureros, deoarece lipsesc resursele financiare care să le permită să ofere și ei un cadou celor dragi. Știu că ar trebui să facă lucrul acesta. Pentru mulți, este o perioadă în care se exagerează cu mâncăruri, cu băuturi, cu cadouri, cu cheltuieli excesive încercând cumva să completăm eșecurile de peste an. Domnul Facebook mi-a amintit astăzi că în 2014 am pus pe el o poveste a unei femei care agitată după cumpărături, intră în lift cu sacoșe și zice Cine o fi inventat Crăciunul ăsta trebuie omorât? Și unul din lift îngrămă zice, nu vă temeți că așa s-a întâmplat cu el. Și la Crăciun este atâta agitație. Eu am fost surprins astăzi venind spre locul acesta. Ce liniște este în oraș. După ce orașul a fost atât de agitat, mașini bară la bară. Mi-amintesc că un prieten de-al meu, pastor din America, a scris pe Facebook rugați-vă pentru mine, am intrat în Walmart. Walmart este un magazin care seamănă cu Carrefour-ul da, nostru. Pentru bărbați, să te duci să faci cumpărături în săptămâna de dinaintea Crăciunului este ca și cum ai zbura cu un F-16, ăsta e un avion de militar, da, pentru prima dată, în timp ce poate doamnele noastre se simt foarte relaxate. Ei bine, dincolo de toate astea, nașterea Domnului este o vreme de sărbătoare pentru Biserica Sa. Deși noi știm că nu avem siguranța că 25 decembrie este ziua în care s-a născut Mântuitorul, totuși noi celebrăm întruparea sa mai mult decât o zi anume, amintindu-ne că Dumnezeu, Dumnezeul infinit pășește în lumea noastră, în lumea mea și în lumea dumneavoastră. Dar ceea ce contează cu adevărat este faptul că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult și a dat ce a avut mai scump ca să ne scape de iad? Da, noi celebrăm cântând colinde, predicând despre nașterea Domnului Isus Hristos, învățându-ne copiii noștri despre acest eveniment atât de special în istoria umanității, având pentru ei diferite scenete care pun cumva în valoare ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Am sărbătorit cu seniorii bisericii, am sărbătorit cu copiii, cu cei de la Fusion. Duminica trecută am avut aici colinde, e, e ceva care ne încântă sufletul. Pentru mine, la această sărbătoare, cel mai valoros lucru este să realizez că Dumnezeu, Dumnezeul cel veșnic, alege să se întrupeze în lumea noastră, să se identifice cu noi, și lucrul acesta îl face acceptând să se nască într-o iesle. Vă amintiți partea aceea în care Sfânta Fecioară Maria și Iosif călătoresc în Betleem ca să-l pună pe prunc în iesle, nu? Steaua care îi călăuzește pe magi care vin de departe să-i se închine. Păstorii care și ei aleargă la iesle să vadă dacă vestea pe care au primit-o este într totul adevărată, să se închine și ei. Dacă te uiți cu atenție, în ziua în care Mântuitorul se naște, există nenumărate persoane sau grupuri care se închină. Spre exemplu, îngerii se arată păstorilor și ei se vor închina. Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Păstorii care au primit această veste, cel puțin o parte dintre ei, aleargă la staul și acolo la iesle se închină. Magii care vin din răsărit și ei se închină. Dacă ne uităm doar la aceste tablouri, am putea spune că Isus a venit în lumea asta doar pentru oamenii buni, pentru cei care într-adevăr știu să aprecieze, care știu să răspundă corespunzător. Dar dați-mi voie să vă atrag atenția asupra mai multor persoane care sunt prezente la scena nașterii Domnului Isus Hristos, poate nu apar de fiecare dată într-un mod explicit și aceștia sunt uitați de la Crăciun pentru că într-un anume fel aceștia au ratat Crăciunul. Și asta mă face pe mine să înțeleg încă o dată faptul că Isus a venit în lumea noastră nu doar pentru cei care îl iubesc. Niciunul dintre noi nu l-am iubit în mod natural. El a venit să mântuiască, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ei bine, eu vreau să mă opresc astăzi la câteva personaje care au ratat Crăciunul. Prima categorie, aș numi-o ignoranții ratează Crăciunul. Prima persoană care, pe care eu o văd că se încadrează aici este Cezar Augustus. Iată cum spune Evanghelia după Luca, capitolul 2, dacă vreți să deschideți cu mine Biblia, de la versetul 1 până la versetul 6. În vremea aceea, a ieșit o poruncă de la Cezar Augustus să se înscrie toată lumea, un recensământ, da? Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în, Sir în Siria, Chiurinus. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret ca să se ducă în Iudeia, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să se nască Mesia. Recensământul lui Cezar Augustus avea în vedere cunoașterea potențialului plătitor de impozite și taxe. El este nepotul lui Iulius, i-a succedat acestuia la tron și a pus el însuși numele de Augustus pentru a arăta cumva supremația sa, măreția sa. Noi avem și o lună în calendar, nu? Care vine de aici. Cezar Augustus a vrut să știe exact câți locuitori Locuiesc în imperiul său pentru a calcula taxele care îi permiteau lui să trăiască acea viață de lux. Mai mult decât atât. El se considera zeul în viață. Fiecare cetățean roman avea datoria ca cel puțin o dată pe an să meargă și să ardă tămâie în cinstea lui Cezar. Ceea ce... În schimb, n știut acest bărbat puternic care conducea un imperiu, Cezar. Este faptul că Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, se folosea în realitate de acest roman ignorant pentru a-și împlini planurile sale veșnice. Ceea ce nu știa Augustus era aceea că Dumnezeu se folosea chiar de el, chiar de conducătorul celui mai important imperiu al lumii pentru a-și împlini profețiile sale antice. Noi putem bănui motivul pentru care el a făcut acest recensământ, a dat acel decret, dar ceea ce știm cu siguranță este faptul că în spate era Dumnezeu, așa cum spune Galaten capitolul 4 cu versetul 4 și versetul 5, care la împlinirea vremii Împlinirea vremii sale a pus pe cezar să emită acel decret, împlinind altfel, de altfel voia sa și planurile sale. Vedeți, dumneavoastră, imediat după ce omul a căzut în păcat, acolo, în grădina Eden, Dumnezeu vine și face prima sa promisiune, că nu ne va lăsa singuri, nici abandonați în lumea aceasta. Și El... Spune șarpelui, diavolului care a înșelat-o pe prima femeie din lumea aceasta, Eva, și implicit pe Adam, și de acolo, ca o consecință, noi suntem sub acest blestem. Iată ce îi spune Dumnezeu șarpelui. Din sămânța ei, sămânța femeii, ceea ce este anormal din punct de vedere biologic, se va naște cel care îți va zdrobi capul. Iar tu nu vei putea decât să-i muști călcâiul. Ei, acolo Dumnezeu vine și arată ceva din planul său croit din veșnicie, care la vremea potrivită trebuia să se împlinească. Și Cezar este parte din planul lui Dumnezeu. Atunci când toate condițiile au fost împlinite la împlinirea vremii, atunci când legea romană a protejat pe locuitorii Imperiului Roman și astfel a favorizat ca în condiții de pace primii creștini să călătorească în lumea cunoscută de atunci și să ducă mesajul Evangheliei. Pacea romană, Pax Romana, da? care s-a instalat între granițele Imperiului Roman și a creat premize, premizele potrivite ca în acele condiții nimeni să nu poată să se simtă în, în nesiguranță. Și evangeliștii au folosit din plin lucrul acesta. Drumurile romane, infrastructura care a dus până la marginile Imperiului și nu în cele din urmă, limba greacă pe care o cunoșteau oamenii din Imperiu, care a făcut ca Vechiul Testament să fie tradus în 250 aproximativ înainte de Hristos în limba greacă, în ceea ce se numește Septuaginta și Noul Testament, tot care a fost scris în limba greacă să creeze posibilitatea ca toți oamenii din Imperiu să asculte Evanghelia. Pe când Cezar Augustus credea că el conduce lumea, că el are ultimul cuvânt, decretul lui nu făcea nimic altceva decât să împlinească o altă profeție pe care o zice Dumnezeu în Mica, capitolul 5, cu versetul 2, cu aproximativ 500 de ani înainte de a se naște Mântuitorul și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și vă rog să notați partea finală a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Da, decretul acesta l-a scos pe Iosif și pe Fecioara Maria i-a scos din locul lor și a trimis spre Betleem, locul unde trebuiau să se înscrie. Acolo erau originile lui Iosif și toate acestea ca să se împlinească profețiile. Augustus este un ignorant. El nu are nicio idee ce înseamnă semnătura lui pe acel decret. El nu-și imaginează că în acel moment, Dumnezeu făcea ceva ceea ce pentru el era lipsit de importanță. Așa că, în timp ce ignorantul acesta semnează decretul, noi realizăm că planul lui Dumnezeu se împlinește și Isus a venit în lumea noastră să mântuiască oameni precum Augustus. Să-i mântuiască pe ignoranții lumea acesteia, în care, între care eram și eu care trăiesc doar pentru ei înșiși, să-i mântuiască pe cei care din punct de vedere spiritual sunt morți în păcatele și în greșelile lor, care merg după mersul lumii acesteia, după Dumnezeul puterii văzduhului. Pe aceștia a venit Dumnezeu prin Hristos Iisus să-i mântuiască. Ignoranții aceștia, precum Cezar Augustus, sunt cei pentru care a venit Hristos. Dar noi citim în Roman, capitolul 10, cu versetul 13, fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Oricine, nu câțiva, nu unii, ci oricine va chema numele Domnului. Așa că, la Crăciun, noi îi omitem pe ignoranți. Cine stă la Crăciun să zăbovească asupra lui Cezar Augustus? Și totuși, ei sunt prezenți, sunt acolo în tablou, dar din păcate sunt cei care ratează Crăciunul. Apoi tot aici la Crăciun îi văd pe indiferenții care ratează Crăciunul. Citesc acum din Luca, același capitol, următorul verset, versetul 7. Și a născut pe fiul și cel întâi născut l-a înfășat în scutece și l-a culcat întroiesle și vă rog să notați partea finală a versetului. Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. La locurile de poposire din antichitate, hangiul era un fel de administrator recepționer al zilelor noastre. El era cel care se ocupa de administrarea hanului, colecta banii, se asigura că cei care vin acolo au un loc unde să stea, au mâncare, dar să știți că n-arătau hanurile de atunci, precum hotelurile noastre de astăzi. Era mai degrabă o curte mare, împrejmuită de un gard protector, cu copertine care îi acopereau pe oameni și animalele care erau împreună cu ei și acolo se culcau. Li se oferea călătorilor puțină siguranță și o dihnă pentru călătoria lor. Hangiul primea banii necesari, se asigura că le dă mâncarea și apoi trecea la următorul. Hanul din Betleem este un astfel de loc. Dar nu știu dacă ați observat că despre Hanul din Betleem se vorbește cu aproximativ o mie de ani înainte de a se naște Isus. E un Han foarte vechi are tradiție. Este hanul lui Kimham, Ham, nume dat unuia dintre prietenii împăratului David. Dacă ar fi să citim în 2 Samuel, capitolul 19, Eremia, profetul, este la rândul lui așezat în acest han atunci când este răpit în drumul lui spre Egipt. Iată cum citim în Eremia, capitolul 41, versetul 17. Au pornit și s-au oprit la hanul lui Kimham, lângă Betleem, ca să plece apoi în Egipt. Ei bine, și în timp ce Iosif și Maria sunt acolo în Betleem, ea este însărcinată, este gata să nască, hangiul acesta nu le oferă găzduire, deoarece locul este prea plin nu mai avea niciun loc de cazare, n-ar fi fost frumos pentru el să se uite spre tânăra femeie însărcinată, să o vadă că este în durer și să-i spună, deși n-am niciun loc, e plin totul. Eu în noaptea asta trebuie să fiu pe aici, printre cei care vin să se cazeze. Îți dau camera mea. Uite, Iosif, te rog, condu pe doamna de lângă tine, pe femeia aceasta însărcinată, când o să nască acolo. Dar, din păcate, hangiul acesta îi reprezintă pe oamenii indiferenți. După o clipă de ezitare, îi spune ai putea acolo undeva între animale, acolo în grajd. Hangiul a rămas la Crăciun, indiferent față de nevoia evidentă a Fecioarei Maria. De fapt în realitate el era indiferent față de planul divin al lui Dumnezeu care i-a oferit posibilitatea să fie dintre primii care să vadă fața umană a Mântuitorului nostru. Și el a rămas indiferent. Chiar dacă hangiul a rămas indiferent în acea seară, el este parte a narațiunii crăciunului ca toți ceilalți care vin acolo să îi se închine. El este unul dintre oamenii care ar fi putut face o diferență. Dragii mei, lumea noastră este plină de oameni precum Hangeul. Sunt oameni așa de preocupați cu problemele vieții, cu ei înșiși. N-au timp pentru nimeni și pentru nimic. Când aud Evanghelia, rămân indiferenți. Nu le pasă de Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos, nici măcar de sufletul lor care este nemuritor. Ei consideră că toate aceste lucruri n-au de-a face nimic cu viața lor, cu modul în care ei trăiesc. Aud mărturia oamenilor care au fost transformați de mesajul Evangheliei, dar ei rămân neschimbați. Trec pe lângă Biserică fără să realizeze ce se întâmplă acolo. Ei nu realizează că de fapt Mântuitorul a venit pentru oameni tocmai ca ei, pentru cei indiferenți. Ei nu-l bagă în seamă, dar el se jertfește pentru, el, pentru ei. El a murit și pentru cei ocupați, pentru cei supraaglomerați, pentru cei focalizați doar pe ei înșiși. Da, Hristos a murit și pentru mine și pentru tine. Iisus a venit la ei săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar toți cei care sunt însetați după el găsesc în el viață veșnică. Ignoranții ratează crăciunul. Indiferenții de aceeași, de asemenea. Dar mai există o categorie, aceștia sunt necredincioși. Și necredincioșii ratează crăciunul. De la, din același capitol 2 din Luca de la versetul 15 la versetul 18 ni se prezintă un alt grup de persoane care de obicei este trecut cu vedere la fiecare Crăciun. Păstorii care au primit mesajul îngerilor merg la Iesle să se închine, iar când se întorc, povestesc celorlalți păstori care au rămas acolo și aceștia doar se minunează. Wow, ce interesantă experiență ați avut. Uitați cum spune textul, versetul 15. După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstori au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus de grabă și au găsit pe Maria și pe Iosif și cu pruncul culcat în Iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre sprunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Au auzit povestea, aceeași poveste, care i-a împins pe unii să meargă să se închine, pe aceștia îi lasă în același loc și aleg doar să se minuneze. Ce trist! Mântuitorul lumii era atât de aproape de ei, dar ei risipesc șansa de a-L vedea. Aceasta este o descriere fidelă a multor oameni din lumea noastră. Aud mesajul Evangheliei. Faptul că Isus îi iubește și că a murit în locul lor pe cruce, văd schimbarea din viața altora și se opresc acolo. Ei pierd oportunitatea de a-L vedea pe Hristos ca mântuitorul lor, ca domnul lor, poate sunt prea ocupați, poate prea preocupați cu problemele vieții. Unii se gândesc, hmm, vreau eu să plătesc prețul acesta, să fiu urmașa lui Hristos? Nu cred. Dar indiferent care este rațiunea, ei pierd cel mai important lucru din viața lor, să beneficieze de ceea ce a făcut Hristos pentru ei. Ei pierd ocazia să se întâlnească o Singura persoană care le poate mântui sufletul. Dar Domnul Isus a venit în lumea noastră și pentru ei. El a venit pentru cei ocupați, pentru cei prinși în iureșul vieții. Isus a murit și pentru acești oameni. Probabil că vă amintiți de un tânăr bogat care vine la Domnul Isus Hristos și îl întreabă: Bunule învățător, ce bine trebuie să fac ca să am viața veșnică? Și când Mântuitorul îi spune ce trebuie să întreprindă, pentru că avea prea multe bogății, și inima era lipită de ele, i-a întors spatele și a plecat. Dar ceva mă uimește de fiecare dată când citesc povestirea aceea, aceasta, și anume că atunci când tânărul alege să plece, este o remarcă în Evanghelie care spune: Iisus t-a iubit. Pentru că Iisus știa că și pentru El urma să moară la cruce și el va avea o șansă ca să fie mântuit. Ori de câte ori auzi mesajul Evangheliei predicat, este un semn că Dumnezeu este lângă tine. Ori de câte ori un creștin îți face invitația, vino la Hristos, urmează-L pe Dumnezeu, reține în acele, Dumnezeu, în acele clipe Dumnezeu trece pe lângă tine. Ori de câte ori simți în inima ta că Trebuie să faci ceva. Este semnul că Dumnezeu trece pe lângă tine. Așa că nu lua cu ușurință aceste invitații divine. Da? Vestea bună este că Dumnezeu te iubește și asta nu trebuie doar să te impresioneze, ci trebuie să te determine să faci ceva. Ce faci cu mântuirea Sufletului tău? Dar mesajul Evangheliei îți vorbește despre moartea și învierea Domnului Isus Hristos care te poate face să te minunezi sau te poate determina să faci pasul credinței. În Isaia, capitolul 55, versetul 6, profetul strigă, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Așa că Vreau să te invit în dimineața aceasta indiferent cine ești. Nu te opri la sărbătoarea Crăciunului doar să te minunezi. Te invit să vii personal la Hristos și sufletul tău are nevoie de mântuire. Tu ești motivul pentru care Hristos a venit în lumea noastră, a murit și a înviat dintre cei morți. Dacă îl primești pe Hristos, vei fi mântuit vei avea viață veșnică. Diferența dintre rai și iad poate fi diferența dintre a fi impresionat de Evanghelie și a crede Evanghelia. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, cu versetul 31, Biblia ne spune Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit tu și casa ta. Și în această dimineață Dumnezeu vorbește multora din cei ce sunt în această audiență. Crede în Domnul Isus Hristos și tu. Vei fi mântuit tu și ai tăi. Doamne, ajută. Dar ignoranții ratează Crăciunul. Indiferenții se așează în aceeași mulțime. Necredincioșii și ei pierd Crăciunul. Mai există un grup asupra căruia vreau să mă opresc autoneprihăniții, cei care se văd drepți în ochii lor și aceștia ratează Crăciunul. Sunt cei ce rămân orbi față de Isus. Erau așa de orbiți cei din vremea Mântuitorului de propria lor neprihănire că nici măcar atunci când au văzut adevărul nu l-au putut primi. Gândiți-vă, vă rog, cu mine la rabinul care l-a ținut pe Hristos în mâini când acesta a avut 8 zile și conform legii iudaice, pentru că era băiat, trebuia tăiat în prejur. I-a făcut circumciziunea cu mâna lui, Fiul lui Dumnezeu. Și în mintea lui a fost un alt copil. Următorul. Acest bărbat religios și-a pus mâinile pe Isus, pe Mesia. Și n-a avut ochi. Să vadă. Vă rog să vă gândiți la mai mari preoților, la cărturari, la erudiții vremii, la farisei care au fost convocați de Irod atunci când au venit magii și au spus am venit să aducem darul și să ne închinăm împăratului de curând născut. Oamenii se apucă și au scripturile la cererea lui Irod să vadă unde trebuia să se nască Hristosul și găsesc în la acela pe care l-au făcut, au ajuns la Mica, capitolul 5, și au spus, da, în Betleem. Rei au rămas preocupați cu propria lor religie. Îți doar 9 km de la Ierusalim până la Betleem. Ce ai fi făcut dacă o viață întreagă ți-ai fi consacrat-o doar să cercetezi scripturile, când ai fi descoperit că în timpul vieții tale, sub ochii tăi, se împlinesc 9 km, cât timp îți ia 9 km să-i parcurgi pe jos? Nu știu, domnul Google ar ști dacă ați băga, că îți dă și varianta de mers pe jos. Două ore? În două ore ar fi ajuns să vadă scripturile împlinite. Îs prea religioși. Îs prea drept în propriilor ochi. La ce -mi trebuie mie să mă duc la Betleem să-L caut pe Hristos. Nici măcar atunci când a fost răstignit și când au realizat că în via dintre cei morți n-au fost gata să creadă în Mesia. Ei sunt prezenți la scena nașterii Mântuitorului. Ce trist! Ratează! Aceștia ne vorbesc despre cei ce vin la biserică, repetă niște rugăciuni învățate, Poate chiar trec și prin cursul de cateheză și se botează, dar viața lor, viața lor nu este schimbată. Ei n-au victoria asupra păcatului. Ei nu l-au făcut pe Hristos, Domnul vieții lor, cel care a murit și pentru ei, să-i elibereze de păcat. Iată cum descrie Pavel propria lui neprihănire și el a fost un fariseu, un mare erudit. Orbit până la o vreme de propria sa religie. Și iată cum descrie el starea sa în Filipeni, capitolul 3, versetele 5 până la 8. Eu, spune Pavel despre sine, care sunt tăiat în jur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu dintre evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, Ascultat ce spune despre el, fără prihană. Ceva s-a întâmplat cu religiosul acesta. Și iată cum continuă el, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum, când privesc toate, privesc toate aceste lucruri, ca o pierdere. Față de prețul nespus de mare, al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate. Și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Observați diferența dintre un om religios și unul care s-a întâlnit cu Hristos? Totul este goană după vânt, este deșertocine. Toate diplomele lui, toată erudiția lui a dus-o la crucea lui Hristos și a spus, toate sunt o nebunie. De când l-am găsit pe Hristos, asta înseamnă viață. Da, dragii mei, așa ne spune Biblia în Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, căci prin har am fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, nu prin ceea ce face cineva. Ignoranții ratează Crăciunul, indiferenții intră în același cor. cor necredincioși și nu dau doi bani pe Crăciun. Cei ce se văd drepți în ochii lor rămân orbi față de Crăciun. Mai am o categorie care ratează Crăciunul, cei răi. Un altul care ratează Crăciunul este Irod, împăratul Irod. Deși este acolo, este parte din povestea Crăciunului, Irod ratează Crăciunul. Alături de el, la capitolul răi, îi putem pune pe toți soldații care ucid la porunca sa copiii aceia nevinovați cu speranța că îl vor ucide și pe Mesia. Împăratul Irod mai este cunoscut ca fiind Irod cel Mare. A fost un om foarte rău. Era jumătate iudeu, jumătate edomit și fiind doar jumătate iudeu și jumătate neiudeu, vă dați seama că n-a fost iubit de, de evrei. Era împărat al unei provincii, dar era, dar era sub autoritatea Imperiului Roman. Și pentru a câștiga favoarea evreilor și pentru a avea pace în împărăția sa, a reconstruit templul investind sume enorme de bani. Irod este o persoană foarte crudă. Și-a ucis soțiile, da, ți au auzit bine la plural, și copiii de care se temea că le va lua puterea. Și când a fost evident că urmează să moară, a poruncit ca 70 de iudei, lideri religioși, să fie executați la moartea lui, ca să se asigure că se vor vărsa lacrimi atunci când el va muri. Împărații, magii, scuzați-mă, s-au apropiat de acest criminal crud, egocentric, pentru a-l găsi pe regele iudeilor. Irod face un colocviu colo cu erudiții pentru a afla locul unde trebuia să se nască Mesia Le cere magilor, după ce îl găsesc pe prunc, să se întoarcă, să-i comunice și lui Pentru că ar vrea să meargă și el să se închine Dar în urma unei revelații pe care o primesc magii, aceștia pleacă pe alt drum Și în mânia sa trimite soldații în Betleem și în împrejurim Ca să ucidă toți băieții sub doi ani este un împărat atât de nesigur pe el, îmbătat de putere, încât este în stare să ucidă vieți inocente. Ce tragic! Dar și oamenii aceștia au nevoie de Hristos. El, Mântuitorul, a venit în lumea noastră să moară pentru persoane precum Irod, precum soldații lui. El a murit și pentru persoanele care au avortat copii, el a murit și pentru ucigași, Hristos a murit pentru bețivi, pentru drogați, pentru homosexuali, pentru lesbiene, pentru hoți. El a murit pentru oamenii nemiloși, care fac tot ce le stă în putere pentru a se ține de lucrurile pe care le posedă. Pentru cei care calcă pe cadavrele altora, numai pentru a-și atinge scopurile și pentru aceștia a murit Hristos. Pentru cei insensibili față de simțurile altora, da, El a venit în lume pentru oricine pentru orice păcătos. Dragul meu, Iisus a venit în lume pentru tine. Iisus a venit în lume pentru mine. Marcu, capitolul 10, versetul 45, căci fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Romani, capitolul 5, versetele 6 până la 8, căci pe când eram noi, noi de aici, și noi de aici, încă fără putere. Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui, poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Noi toți, fără excepție, suntem pierduți fără Hristos. Suntem morți în păcatele și în greșelile noastre, în fără de legile noastre, dar pentru oameni ca noi, pentru oameni ca tine, a venit Hristos în lumea aceasta. De aceea dăm voie ca la acest Crăciun să spun, indiferent cine ești, bărbat sau femeie, tânăr, adult, senior, vină la Hristos, te implor, nu rata această sărbătoare. Din păcate, de-a lungul istoriei, așa de mulți au trecut pe lângă sărbătoarea nașterii Mântuitorului. Nu uita, ignoranții au ratat Crăciunul. Indiferenții au fost insensibili față de ceea ce se întâmpla la Crăciun. Necredincioșii au lăsat să treacă pe lângă ei marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Cei ce se consideră drepți în ochii lor au fost orbi la Crăciun. Iar cei răi aleg să-și exprime cruzimea cruzimea care le-a cucerit inima la Crăciun. Dar, dragul meu, Iisus Hristos a venit în lumea aceasta să caute și să mântuiască ce era pierdut. Eu am fost unul dintre cei pierduți și tu ești unul dintre cei pierduți. Și mulți din audiența aceasta au găsit în Hristos viața, mântuirea, iertarea păcatelor. Slăviți să fie Domnul pentru asta! Și tu poți găsi această viață. Eu vreau să spun, nu te minuna de colindele pe care le-ai auzit, de muzica superbă pe care o asculți la Crăciun, de scena nașterii Mântuitorului care conține nea atâta emoție, care aduce atâta bucurie, nu te opri acolo. Nu rămâne indiferent. Tu fii parte a planului lui Dumnezeu. De aceea te chem încă o dată în această dimineață. Vino să te transform într-un închinător. Unul care vine la piciorul crucii lui Hristos, așa cum este, știind că acolo va găsi iertare, mântuire și din condiția lui păcătoasă se transformă în închinătorul care în duh și în adevăr aduce slavă celui care se naște la Crăciun. Eu vreau să vă invit să luați o decizie în dimineața asta. Nu pleca, nu te du la masa de Crăciun fără a lua o decizie. Ascultă-mă bine, nu lăsa Crăciunul acesta să treacă pe lângă tine. Înțelege faptul că ești aici, faptul că asculti online, faptul că cineva te-a invitat, nu este o întâmplare. Este Dumnezeu care îți dorește sufletul, Dumnezeu care vrea să te mântuiască, care vrea să-ți dea viață veșnică, care vrea să te elibereze de trecutul tău, care vrea să scrie numele în cartea vieții. El este în controlul circumstanțelor. Așa că vreau în următoarele momente să invit aici corul. Vreau să îi ascultăm cu un ultim cântec pentru ziua aceasta. Și apoi aș vrea să vă fac o, alt, o invitație de a face pasul acesta al credinței, de a deveni noi înșine închinătorii pe care îi dorește Dumnezeu. Închinătorii în Duh și în Adevăr. Așa că, haideți să ne bucurăm de muzica pe care cei ce vin aici în față au pregătit-o, dar în același timp faceți loc Hristosului să se nască în inima și în viața dumneavoastră că numai El poate să vă dea adevărata împlinire după care de altfel sufletul dumneavoastră tânjește. Amin.